Haideți să vă arăt cum puteți să preparați această delicioasă salată cu pulpe de pui și dovlecei. Pentru început, într-un bol am pus cam 600 de grame pulpe de pui pe care le-am condimentat cu sare, piper, puțină pudră de usturoi și am adăugat cam 800 de ml de bere și ne am lăsat în de acolo peste noapte. A doua zi am scurs toată berea, am pus pulpele într-o tavă, am mai adăugat niște usturoi și am lăsat totul la cuptor la 180 de grade timp de 35 de minute. Între timp am început să toc și niște ciuperci, le puteți tăia în forma dorită. Am curățat și doi dovlecei pe care i-am spălat bine, i-am curățat puțin de coajă și am început să-i tai în cuburi mai mari. După ce am terminat de tăiat dovleceii și ciupercile, le-am pus într-un bol și am adăugat peste ele puțină sare, piper, nu am adăugat niciun strop de ulei, amestecați totul bine și le lăsați deoparte cam 15 minute. După ce legumele au stat în bol deoparte cam 15 minute, le puneți într-o tavă, după care le dați la cuptor la 180 de grade timp de 20 de minute. Eu am folosit căldură sus și jos, dar dacă doriți puteți să folosiți și ventilație. După ce sunt gata legumele și pulpele, le vom lăsa puțin să răcească, după care începem să tocăm pulpele în cuburi. Am mai tocat și doi castraveți, am pus un ardei capia, niște mărar, mai puteți adăuga aici legumele voastre preferate. Am pus totul într-un bol împreună cu carnea și am adăugat zeamă de lămâie după gust, sare, piper, patru linguri de iaurt și amestecăm bine. După cum vedeți, această salată se prepară foarte ușor și vă asigur că trebuie încercată. Nu uitați să distribuiți postarea cu prietenii dumneavoastră. De asemenea, aș vrea să știu din ce oraș mă urmărit. Aștept comentariile voastre.